noutăți muzicale CZB din Transilvania cu Richard Constantinidi. Sunt Rico din Cluj-Napoca și vă invit să ascultați Muzica Europei la Radio Artis Bruxelles. Emisiunea din această săptămână, dintre Mărțișor și Ziua Femeii la Muzica Europei, este dedicată femeilor. Astea fiind spuse, vom prezenta câteva formații cu soliste care s-au înscris la concursul GBOB România 2015, Bătălia Mondială a Formațiilor. Este un joc de cuvinte între fun, funk și corporation. Înainte de Funk Corporation, cei doi fondatori aveau să înceapă proiectul The Alternate Fun Project. De aici s-a păstrat cuvântul fun, la care s-a adăugat cuvântul corporation, care creează o disonanță interesantă, dar care totuși sună extrem de tare. Numele aparține chitaristului. Pe scurt, pentru Funk Corporation, numele înseamnă joacă melodiilor și a ideilor plus o oază explozivă de distracție, o conexiune între 6 persoane și audiență, un public însetat după vibe-urile pozitive transmise de funk, rock, pop, hip-hop, folk, jazz și chiar și muzică electronică. Toate aceste stiluri muzicale împreună creează un sound unic aparte. Prima semifinală GBOB România are loc la Cluj-Napoca, în Heart Club, sâmbătă 21 martie. Înființat în 2003, în prezent s-a revenit cu o nouă formulă, având ca membri pe Lina Bacutaian la voce, Patriciu Pop la voce și clape, Sebastian Pavel la chitară și Marius Popa la tobe. Iar prima piesă după relansare, Summer Love, a fost înscrisă și în cursa pentru Eurovision 2013. S-au adoptat genuri muzicale de tip lounge, groove, ambiental, etc. Autorul principal al trupei fiind prestațiile 100% live a muzicii electronica. Verde a fost mereu un proiect deschis și dinamic, implicând diverse formule de instrumentiști. E posibil ca Verde să concureze la semifinala Banat de Electro Jazz și World Music la Timișoara, joi, 28 mai. Nobody cares what I feel. Nobody cares what I
Trupa Gothic din Brâlad este formată din 4 copii talentați care au început să repete în 2006, când aveau vârste cuprinse între 5 și 10 ani. Primul single, Dream, a fost lansat printr-o serie de 3 concerte la Casa de Cultură George Tutoveanu din Brâlad în 2009. Gothic a câștigat locul întâi la mai multe competiții artistice regionale și naționale din România. Giulia, Gino, George și Giovanni au cântat în deschidere pentru trupe precum Hara și Haikyuu și au cântat în Germania, la Dortmund, fiind descoperiți de producătorul Gabriel Lavraniuk. În 2005 pe Gothic s-a înscris în competiția GBOB România și foarte probabil va concura la semifinala Moldova, sâmbătă 19 septembrie, în Underground Pub din Iași. Dacă vreți să aflați mai multe despre muzica din România, trageți un ochi la rubrica de știri de la Clicks & Bytes pe www.czb.ro. I like you very much. I think you're good. Am ascultat dirile CZB transmise de Richard Constantinidi.